legătură cu evenimentul, l-am organizat în primul rând pentru că avem multe de spus. L-am organizat pentru că sunteți foarte mulți care vreți să auziți ce avem de spus. Sunt aici pentru a răspunde unei invitații de care sunt foarte onorată, de a vorbi despre arhitectura naturală, despre rolul arhitectului în acest proces și despre înțelepciunea tradiției, ce ne învață tradiția când ne dorim să construim o casă ecologică naturală. Și apreciem foarte mult inițiativa, suntem foarte plăcut impresionați de faptul că au venit undeva la 200 de persoane, ceea ce nu poate decât să ne bucure că materiale naturale, construcțiile naturale, conceptul eco și principiile sănătoase cresc în valoare și reputație. Mă bucur foarte mult că sunt oameni interesați de construcții naturale, de elemente naturale. Oameni care vor să-și construiască o casă naturală, să trăiască sănătos, în comuniune cu natura, care e un lucru foarte, foarte important, fiindcă dacă noi continuăm prin a exploata doar resursele și nu dăm nimic înapoi spre natură, generațiile următoare nu o să mai aibă resurse. Ajungând aici la Sălin Ploafă, am rămas plăcut surprins și impresionat de numărul mare de participanți. E foarte important un schimb de experiență de genul acesta. Foarte multe, foarte, foarte multe lucruri care se pot învăța. Până la urmă este vorba nu doar de case, ci de un stil de viață natural, apropiat de mediul care ne înconjoară. E bine, acești oameni de calitate, în momentul în care se întâlnesc, nu pot decât să genereze lucruri formidabile pe mai departe și mă bucur tare mult pentru asta. Am venit la seminar nu ca să mă conving de metodele de construcții naturale, ci ca să fur idei, ca să zic așa, pentru că am de gând să îmi construiesc singur o casă, singur, cu ajutor, normal, că singur nu se poate face, dar cam asta e scopul, ca să prind cât mai multe cunoștințe, să mă descurc singur. Am venit să aflu mai multe informații, case ecologice sau case naturale, pentru că visez să trăiesc și eu una, să-mi construiesc una și să trăiesc și eu una. De asta am venit, să cunosc și să aflu. Am venit în primul rând pentru că vreau să construiesc case ecologice și am vrut să văd care e nivelul de actual al celor care de cunoștințe și de materiale și de tehnică în general. Am aflat lucrurile astea în mare măsură. Din punctul ăsta de vedere m-am mulțumit. Nivelul, într-adevăr, e destul de ridicat. Am văzut și faptul că oamenii încep să deschidă și să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce fac, ceea ce înseamnă sobă, casă, ce efecte are asupra naturii, asupra vieții mele, asupra sănătății mele și din jurul meu. E stratul ăsta de oameni care, chiar dacă nu știe încă care e soluția, dar măcar caută, încearcă ceva. Și faptul ăsta mă bucură pentru că eu, pe calea asta de vreo 7 ani, am găsit foarte multe soluții, am simplificat viața mea, mă simt tot mai plin, fără nevoi nesatisfăcute și nervos și stresul. Stresul să scot din viața mea. Bineînțeles, nu o sobă se rezolve și niște pereți, dar și asta este una dintre celulele care o să facă una întreagă. Foarte multă informație care ar trebui, pe părerea mea, pe viitor structurată pe un timp mai lung, măcar pe 4 zile. Și a fost frumos să vedem că mai sunt oameni care gândesc ca și noi. Da, partea de comunitate e foarte ok. Iar când vorbești cu un om și îți dai seama că el e ca și tine un om și poți și tu să faci ce face el. Vezi că mai sunt și mici afaceri românești care încep ei să producem în țară, ceea ce mie mi s-a părut foarte frumos și acolo trebuie să continuăm. Mulți dintre noi cred într-o schimbare mai bine și pentru asta e nevoie să ne unim. În România se întâmplă lucruri interesante, cu semințe libere, oamenii fac schimb de semințe organice, deci nemodificate genetic, deci ar trebui cumva să ne unim. Am primit oarecare informații despre ce aveam nevoie, am avut informații despre case din paie, despre case din ecologice din lemn cu izolații din lână, case din cob. Ce mi se pare că lipsește și ar fi fost un plus pentru voi și vă sugerez data viitoare să faceți,
să aduceți, nu știu, un pic mai multe persoane care au legătură strictă cu tehnicul, arhitect și inginer, în care se poate discuta și despre coeficienți, despre rezistențe și despre urmărire în timp a materialelor. Au participat destul de multe persoane la acest eveniment și s-au discutat destul de multe aspecte care privesc construcția caselor sănătoase. Se pare că sunt tot mai multe persoane interesate de realizarea unor construcții care să le dea posibilitatea să trăiască într-un mediu cât mai sănătos. Două zile pline, într-un loc frumușel, mi-a plăcut să fie într-un spațiu așa mai natural, mai bine și așa. Ce mi-a plăcut, în schimb, să găsesc niște lucruri, niște grupuri de lucru, nu știu, niște arhitecți puși la o masă cu soluții și probleme, niște constructori puși la o masă cu soluții și probleme, oameni care deja au construit și zic că, bă, uite, casa mea se comportă așa și casa mea se comportă așa, și niște păreri, niște feedback-uri personale din categoriile astea de persoane. Sunt foarte, foarte fericit pentru că pare că la fel pleacă și oamenii. Majoritatea dintre ei au spus că au primit informații foarte multe care trebuie analizate și fiecare va merge spre prezentatorul de care a fost atras, a fost interesant. Și asta am vrut de fapt și cu seminarul acesta, să oferim informații scurte și la obiect, și oamenii simt de fapt ce-și doresc și știe unde să caute. Am vrut să se vadă că sunt soluții pentru oricine, pentru case ecologice, și cei care aleg formele organice, casele mai colibe, ca să zic așa, dar și pentru cei care vor soluții moderne. E important să salvăm mediul, sănătatea noastră și să ne gândim la eficiență. Trebuie ales natura, casele ecologice. Dar cel mai important mesaj ar fi să înțelegem faptul că pentru multă lume, din ce în ce mai multă lume, este de acord cu mine că o casă ecologică, așa cum o văd eu, este de fapt un stil de viață, un alt stil de viață, care nu implică atâta interes financiar. Se construiește din dragoste față de acesta și prin faptul că înțelegem avantajele. În ceea ce privește planurile de viitor, va exista Asociația Case Naturale, cu care noi vrem să ajutăm toți cei care își doresc case naturale, vor să se intereseze în legătură cu asta, și avem multe planuri. Când va fi gata, va apărea pe site-ul casenaturale.ro și va apărea și de ce ar trebui să fim noi o comunitate și să ne ajutăm împreună, pentru că noi credem că așa putem să mergem mai departe ca și oameni, nu ca și roboți. We'll be right back.